de ziua televiziunii, ne-am întâlnit cu niște copii foarte frumoși. Am stat de vorbă, s-au pregătit, într-adevăr, a fost tare fain, am făcut poze, am vorbit, le-am arătat platoul, am făcut excursie. A fost haios. Haideți să vedem cum a fost întâlnirea și mai așteptăm și alți mici telespectatori la noi. Tentați să descopere necunoscutul de dincolo de ecrane, mai mulți elevi de la liceul teoretic Liviu Deleanu din Capitală ne-au pășit pragul televiziunii noastre. Ne-au pregătit chiar și recitaluri de poezie și gazete de perete. Intru în casă și îndată pornesc cartea colorată, răsfoiesc ușor, ușor, dau de un canal de dor alte știri televizate, dansuri și multe de toate. Vai, se-nvârte capul tare să privesc pe care oare? Anastasia Ceban, profesoara care i-a însoțit pe elevi, ne-a zis că din toată lista cu obiective turistice, copiii au ales să facă o excursie la televiziune. Atunci când la noi la școală se organizează activități de agrement pentru elevi, și prin lista de activități era ceva de ziua mondială a televiziunii. Atunci ne-a apărut și ideea, deoarece colaborăm cu o firmă de turism care a mai fost în excursie și ne-a spus că noi de grabă facem contract și dacă vreți să mergeți în vizită la televiziune. Cum v-a părut aici? Foarte interesant, copiii sunt foarte captivanți, se entuziasmați, ceva deosebit, o lume nouă pentru ei. Vedem ce mai știți cum ia amploare și pe viitor care va urma meseria dumneavoastră. Micii vizitatori au recunoscut că de mult și-au dorit să vadă ce se întâmplă în culisele emisiunilor TV și că au fost surprinși de cele aflate. Am văzut televiziunea cu alți ochi, credeam că este un proces mai simplu, dar am văzut câtă muncă depuneți și... Sunt mândră că chiar dacă am o țară poate mică, cum s-ar spune, dar este foarte, are oameni foarte talentați și plini de bucurie, emoții și inspirație, creativitate. Este foarte interesant cum arată oficiul vostru de lucru și destul de interesant să aflu cum au fost făcute toate aceste show-uri. Am văzut cât este de palpitant să fii un jurnalist și am văzut că această profesie chiar este una foarte folositoare pentru noi. Am văzut cât de greu se muncește și chiar da, vreau. Prezentatorii matinalului nostru au fost încântați să discute cu copiii și, desigur, le-au împărtășit câte ceva din experiențele lor la TV. Wow, noi suntem așa de entuziasmați și chiar am avut emoții, pentru că chiar de ziua televiziunii a fost vizitați de copii așa de frumoși, entuziasmați. Încercam să ne ținem așa emoțiile în frâu, dar a fost tare fain, știi? De delegația la club, știi? Da. Pentru că copiii ne-au recitat o poezie. Pentru mine a fost distractiv să văd atâția copii, știi cum, bucuroși, fericiți. Da, te iau la întrebări, e chiar frumos. Noi n-am avut ocazia când eram copii să ne mai ducem pe la televiziune. La mine în sat a fost televiziune odată și am așteptat o săptămână și a stat vreo 20 de minute și am rămas așa de cum, așa, puțin au stat, știi? Da, s-a rămas cu gardurile văruite. Așa e, și cu emoții pentru o viață. Anul acesta, Ziua Mondială a Televiziunii a fost marcată pentru a 26-a oară. Sărbătoarea a fost proclamată pe data de 21 noiembrie în 1996 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.